Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Lucrările la extinderea și modernizarea rețelei de apă din Comuna Coșești se apropie de finalizare. Subiecte accesibile la proba la alegerea profilului din cadrul calendarului simulărilor la bacalaureat. Medalii pentru atleții de la LPS Câmpul Lung. Timpul bun a dus la continuarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a sistemului de alimentare cu apă în localitatea Coșești. Pentru dedurizarea apei, care conține substanțe feroase, se vor monta 6 sisteme. 2 dintre acestea sunt deja funcționale. Banii pentru această lucrare sunt obținuți prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Bugetul pe anul acesta al Comunei Coșești, care tocmai a fost supus aprobării, este orientat cu precădere către investiții. Sunt mai multe obiective în derulare, dar și proiecte ce vor fi implementate în perioada următoare, astfel că sunt necesare resurse financiare pentru ducerea la bun sfârșit a acestora. În această perioadă se lucrează la reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă. Este un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și se află într-un stadiu avansat de execuție. Am reușit să definitivăm bugetul și, ca de obicei, așa cum v-am mai spus și în alte dăți, prioritatea mea sunt investițiile pentru funcționare, deși cea mai mare parte din venituri se vor duce către investiții și o sumă mai mică pentru funcționare. La nivel local, resursele financiare nu sunt foarte mari și asta ne-a făcut să fim foarte atenți la orice sursă de finanțare externă. Din acest punct de vedere, pot menționa că nu am ratat chiar nicio axă de finanțare și aș începe să menționez cu Programul Național de Dezvoltare Locală 2, prin care suntem pe cale de a finaliza proiectul de modernizare și extindere a rețelei de apă. Apoi aș... Haideți să rămânem puțin la rețeaua de apă. Asta ce înseamnă? Cât ați avut? Da, a fost o sumă de aproximativ 2 milioane de euro pe care am... prin care vrem să finalizăm dotarea tuturor sistemelor de apă cu instalații moderne de deferizare și de manganizare. Problema mare a noastră aici în zona localității noastre și nu numai în împrejurim este faptul că uneori cantitățile de elemente feroase depășesc limitele maxime admise conform normativelor. Pentru asta am vrut neapărat să instalăm niște stații performante de deferizare și de manganizare absolut la toate sistemele de și forajele. Avem 6 sisteme în toată. Două sunt gata, s-au făcut probe și acum le putem pune în funcțiune și urmează construcțiile și partea mai grea s-a făcut și la celelalte. S-au făcut la toate 6. Urmează să montăm aparatura și în celelalte ca să finalizăm proiectul. Avem apă în toată localitatea? Avem apă în 97-98% din localitate, la toate gospodăriile și odată cu asta, bineînțeles, am acționat prin a schimba și pompele de atât cele de foraje cât și cele de pentru a duce apa pe conducte cetățenilor, ținând cont de faptul că noi ne aflăm într-o zonă de deal unde diferența de altitudinală între localități este foarte mare. Fântânile mai... Da, periodic mergem cu apă la analiză pentru probe, pentru fântânile de coastă, cum le zicem noi, cele de publice, și avem o apă foarte bună, să știți. Am acționat ca atare, am pus semne la cele care sunt cu apă potabilă, la cele unde a trebuit să mai facem anumite, să mai luăm anumite măsuri în sensul de a le curăța bazinele, de a mai curăța conductele. Am avertizat că apa uneori depășește, așa cum vă spuneam, cantitățile de elemente feroase. Nu avem altfel de probleme din punct de vedere microbiologic sau, Doamne ferește, altfel de bacterii. S-au efectuat primele probe la unul dintre cele 6 sisteme care deservesc întreaga rețea.
Problema apei de aici este prezența substanțelor feroase și ca urmare trebuie montate aceste sisteme de deferizare. Probabil alegerea profilului a fost pe placul liceenilor din clasele terminale care au participat la examenul de simulare de dinaintea bacalaureatului. Cei mai mulți dintre elevi și-au ales una dintre materiile la care vor da examen și la facultate. Notele la care se așteaptă sunt destul de mari. Miercuri 6 martie, elevii din clasele terminale au susținut proba la alegere a profilului și specializării din cadrul simulării examenului de bacalaureat. Fie că și-au ales o materie care are legătură cu științele exacte, fie că au susținut proba la o disciplină umană, elevii s-au descurcat mult mai bine. Acceptabil. Mai bine decât ne așteptam. La ce ai dat-o? La informatică. La informatică? Da. Grele subiectele? După cum am spus, acceptabile. Ne așteptam la mai greu. La mai greu? Da. Crezi că te descurci în vară? Da, sper că da. Până în vară ne mai... Și la ce notă te aștepți? Un 8. Succes. Mulțumesc. Tu? La ce ai dat? Tot la informatică. Și cum a fost? A fost mai ușor decât la celelalte materii. Adică m-am descurcat. Cum ți s-a părut acum cu în formula asta în sistem electronic? A durat foarte mult. Se mai strică platforma. Nu pot să zic că îmi place neapărat. Succes! Mulțumesc! Bună ziua! Astăzi au fost mai ușoare, da. La ce ai dat? La logică. La logică? La logică, da. De ce ți-ai ales logica? Tu ești la... La filologie, pentru că mi s-a părut mai ușor la logică decât la celelalte materii. La ce nu tot aștept? Un 9, 50, pe acolo. Unde vrei să mergi mai departe? La București, la ASE. Succes! Mulțumesc! A fost bine. Tu la ce ai dat? La logică. La logică? Da. Unde vrei să mergi mai departe? Cred că la facultate, la litere, la București. La litere, la București. Da. La ce notă te aștepți? 7-8, să vedem acum. Da? Da. Succes! Mulțumesc! Foarte ușor, am dat la psihologie și a fost ok, adică mi-au picat fix procesele pe care le-am învățat. Am auzit că și la logică a fost destul de ușor, am vorbit cu colegii. O colegă chiar a zis că a fost cel mai ușor model pe care l-a făcut ea. Deci a fost tot ok, mă aștept la note destul de mari. Dar unde vrei să mergi mai departe? La psihologie, la București. Succes! Mulțumesc! A fost super ok, m-am descurcat. La ce ai dat tu? La logică și argumentare. Da. Da? La ce note te aștepți? La un 7-8, cel puțin. Bravo, mai ai timp să... Mai am timp, da. Unde vrei să mergi mai departe? La poliție, la Câmpina. Succes. Mulțumesc! Succes. Mulțumesc! Foarte bine! Tu la ce ai dat? La logică. Te-ai descurcat? Da. Da? Subiectele au fost accesibile? Da, au fost accesibile. Dar la ce notă te aștept? Peste 8,50. Cum ți s-a părut această simulare electronică? Mi se pare tâmpenie. Adică nu și-avea rostul. Da. La unde vrei să mergi mai departe? La poliție. Succes! Mulțumesc frumos, trăiți! Pe 15 martie, liceenii vor primi rezultatele. Față de anii trecuți, s-a folosit la examen simularea electronică, mulți dintre elevi nefiind încântați de noul sistem de încărcare a lucrărilor într-o platformă electronică. Mai mulți elevi de la Clubul de Programare din cadrul Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung au participat la proiectul Școala Verde din Viitor. Cu această ocazie, micuții au fost implicați în mai multe activități care s-au desfășurat în cadrul laboratorului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București. La începutul acestei săptămâni, o parte din membrii Clubului de Programare de la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung au participat la proiectul Școala Verde din Viitor. Aceștia au avut ocazia, la invitația unor fundații, să participe la mai multe activități desfășurate în laboratorul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București. Elevii au testat dispozitive de tehnologie și robotică și le-au fost prezentate de către specialiști drone de înaltă tehnologie și aspecte privind utilizarea tehnologiilor 4G și 5G în activitățile zilnice, dar și în cele de producție. Participanții la Clubul de Programare de la Bibliotecă, de la grupa de avansații
din anul 2024, care au fost implicați în proiectul Școala Verde din Viitor, organizat de Fundația Vodafone România și Fundația Progres Bistrița, au fost invitați pe data de 4 martie la o întrunire în cadrul Universității Politehnica București cu specialiști în tehnologie și informatică. S-au întâlnit cu alți membri ai cluburilor de programare din țară, au făcut un schimb de experiență și le-au fost prezentate ultimele tehnologii în domeniul roboticii și calculatoarelor de către reprezentanții Fundației Vodafone și specialiști în tehnologie din cadrul Facultății Politehnica. Astfel de activități vor mai avea loc pe tot parcursul anului, unde elevii de la Clubul de Programare al Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpulung vor avea ocazia să se întâlnească cu specialiști în domeniu și să vizioneze noile tehnologii ale secolului 21. Trei percheziții au fost desfășurate în cursul zilei de 6 martie în județul Argeș. Persoanele vizate sunt suspectate de evaziune fiscală, alături de altele din mai multe județe și din capitală. 6 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în executare 23 de mandate de percheziție domiciliară în județul Argeș și municipiul București, în vederea administrării probatoriului într-un dosar penal referitor la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Dintre activitățile de percheziție, 3 sunt în județul Argeș. Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat indicii că din 2016 și până în prezent, 4 cetățeni de origine chineză, în calitate de asociați și administratori ai unei societăți comerciale din municipiul București, ar fi evidențiat în actele contabile și în alte documente legale cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, reprezentând achiziții de bunuri și servicii de la 11 societăți comerciale. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului a fost estimat în această fază a cercetărilor la 700.000 de lei. De asemenea, în luna octombrie 2016, respectiv în luna aprilie 2017, societatea vizată ar fi omis să înregistreze în actele contabile veniturile obținute în urma vânzării subevaluate a 2 bunuri imobile situate în București și Ilfov pentru a micșora baza impozabilă pentru taxele și impozitele datorate bugetului consolidat al statului. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri în baza mandatelor de aducere emise în cauză. Ziua Internațională a Femeii face obiectul expoziției din această săptămână de la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung. Cei care doresc se pot informa din cărțile expuse despre rolul femeii în societate și contribuția acesteia la dezvoltarea comunităților din care au făcut parte. Pe 8 martie se sărbătorește Ziua Internațională a Femeii. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung dedică această săptămână sărbătoririi celei mai gingașe ființe din lume. Cu această ocazie a fost organizată o expoziție de carte în care femeia este subiectul principal. Expoziția de publicații dedicată Zilei Internaționale a Femeii pe data de 8 martie din cadrul Bibliotecii Municipale Câmpulung cuprinde o serie de publicații ale scriitoarelor mușcelene, dar și ale unor personalități de marcă din istoria României și din istoria literaturii române. O scurt istorică a acestei Zile Internaționale a Femeii a fost stabilită încă din 1977 printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU, fiind declarată Ziua Internațională a Femeii, anul 1977 fiind declarat Anul Internațional al Femeii. Pentru prima dată, însă, Ziua Femeii a fost sărbătorită la 28 martie 1902 în Statele Unite ca o sărbătoare națională și s-au discutat despre drepturile femeii și drepturile de la egalitate cu bărbații, special în privința dreptului la muncă. După primul război mondial, sărbătoarea, deși a fost uitată în mare parte, abia de la sfârșitul anilor 60, este readusă la viață de unele grupări feministe sub numele de Ziua Internațională a Femeilor. Însă după ce a fost adoptată către Organizația Națiunilor Unite și declararea Anului Internațional a Femeilor, deceniul 1976-1985 a fost declarat deceniul ONU pentru condiția femeii. Iar după readucerea la viață acestei sărbători în Europa de Vest și în Occident,
Această simbolistică a fost legată cumva de memoria unei greve a muncitorilor de îmbrăcăminte din New York din 1857, care s-au ridicat pentru a-și solicita drepturile muncitorești și pentru a sărbători egalitatea cu bărbații. În prezent, ziua este sărbătorită în întreaga lume, este declarată prin lege zi liberă în cele mai multe țări din, la nivel global. La mulți ani tuturor doamnelor! Lupta de emancipare a femeii a început încă din primii ani ai secolului 20, când în mai multe țări ale lumii s-a hotărât să fie sărbătorită și o zi în care să se aducă elogiu femeii. Biblioteca Municipală invită cititorii să se delecteze cu operele scrise de către Sexul Frumos. O delegație compusă din 6 atleți câmpulungeni a participat la etapa finală a campionatului național de probe combinate. Categoria Under 18 Heptathlon a fost dominată de atleții de la LPS Câmpulung, care au obținut medalii de aur și de bronz. La etapa finală a campionatului național de probe combinate, LPS Câmpulung a fost reprezentat de 6 atleți. La categoria de vârstă Under 16 Hexathlon, LPS Câmpulung a participat cu 3 sportivi, cel mai bine clasat fiind Dumitru Vâlcoci, medalie de argint cu un total de 3278 de puncte. În aceeași întrecere, Ștefan Ungureanu s-a clasat pe locul 5, iar Darius Dorcioman a încheiat competiția pe locul 8. Categoria Under 18 Heptathlon a fost dominată de sportivii mușceleni, care au ocupat 2 poziții pe podium. Medaliat cu aur cu un total de 4.444 de puncte, Jesus Armando Bănicioiu, în timp ce David Brândușoiu a obținut medalia de bronz cu un total de 3.731 de puncte. Cel de-al 6-lea atlet de la LPS Câmpulung, Ionuț Ispășanu, a concurat la categoria Under 23 Heptathlon, unde s-a clasat pe locul 5. Probele de hexatlon includ alergare de viteză 60 de metri, săritura în lungime, aruncarea greutății, săritura în înălțime, 60 de metri garduri și alergare pe distanța de 1000 de metri, iar la heptatlon se adaugă și săritura cu prăjina. Concluzionând, atleții de la LPS Câmpulung au făcut și de această dată o impresie excelentă, îmbunătățind zestrea de medalie a instituției mușcelene de învățământ cu profil sportiv. Se cuvin felicitări deopotrivă atleților și profesorilor îndrumători care concură la obținerea acestor rezultate remarcabile. Tinerii judoca de la Club Sportiv Muștele au participat recent la Cupa Miados, un puternic turneu de reprezentare internațională. 2 dintre sportivii pregătiți de antrenorul Tiberiu Jinga au reușit să urce pe podium. 6 dintre tinerii judoca de la CS Muștele, pregătiți de antrenorul Tiberiu Jinga, au participat recent la un puternic turneu. Cupa Miados, competiție cu participare internațională, a oferit tinerilor luptători mușceleni oportunitatea de a-și măsura forțele cu tineri din țară și din străinătate, iar deopotrivă antrenorului de la CS Muștele posibilitatea de a-i vedea la lucru în întreceri oficiale, în felul acesta putând să nuanțeze antrenamentele și să îmbunătățească anumite procedee. Îmbucurător este faptul că pentru unii dintre sportivi, primele medalii cu strălucire internațională vin după 2-3 ani de pregătire, ceea ce nu este puțin lucru. A fost bine, am participat la Cupa Miados, care este un turneu internațional foarte puternic. Am participat cu 6 copii, 2 dintre aceștia au reușit să urce pe podium, 2 au luat locul 5, au pierdut medalia de bronz, iar ceilalți 2 doar participare, au pierdut în primul tur. Pentru că tot vorbim de participare, a fost o participare numeroasă din țară? Peste 700 de sportivi în total, 7-8 țări participante. A fost un turneu tare. Sportivii care au reușit să prindă podiumul practică sportul de mult timp? Cam de 3 ani de zile. Și după 3 ani deja au apărut primele rezultate, să zicem, importante. Urmează să participăm la campionatele naționale, care vor avea loc în perioada 14-16 martie la Bacău, pentru categoria de vârstă U14, copii sub 14 ani.
competiții internaționale la care să-i puteți duce pe copii, să-i stimulați? Aceasta a fost o competiție internațională. Avem la Sibiu Cupa Miados, mai avem la Drobeta, unde mergem tot așa campionat, turneu internațional, unde participă peste 5-6 țări de fiecare dată. Ca o concluzie, sportul mușcelan e dătător de speranțe. Bineînțeles, întotdeauna a fost și va fi. Sezonul competițional este doar în partea de început, iar după cum preciza antrenorul mușcelan, tinerii judoca de la Clubul Câmpul Lungean au în față un calendar destul de încărcat, care vine cu tot atâtea șanse de a demonstra că și în această ramură sportivă putem avea rezultate cu care să ne mândrim. Depinde doar de cât de serioși se vor dovedi în pregătire, de ambițiile fiecăruia și de obiectivele pe care și le stabilesc. Mâine în județul Argeș vremea va fi în continuare închisă, cerul va fi acoperit de nori, iar temperaturile vor varia între 3 și 9 grade Celsius. Mai mult vom avea parte și de precipitații. În partea de nord este posibil să fie lapoviță și ninsoare, iar temperaturile nu vor depăși 8 grade Celsius. La Rucăr vor fi înregistrate temperaturi maxime de până la 4 grade. Doar 3 grade vor fi la Nucșoara, 6 la Mușătești, 7 la Vlădești, iar la Coșești termometrele vor indica până la 8 grade. Și la Câmpul Lung va fi vreme închisă, va ploua, poate chiar va fi transformată ploaia în lapoviță și ninsoare, iar termometrele vor înregistra 5 grade. În sud vom avea parte de ploaie și de temperaturi ce nu vor depăși 8-9 grade Celsius. La Pitești vor fi cel mult 8 grade. Și în Dâmbovița, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare în nord și ploaie în sud, iar termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 3 și 10 grade Celsius. În partea de nord, de la Râul Alb și la Bărbulețu, vor fi până la 3 grade Celsius. La Malul cu Florii vor fi 5, iar la Voinești cel mult 7. În sudul județului vor fi înregistrate 7 grade la Mătăsaru. La Uliești, termometrele vor indica până la 9 grade. 8 grade vor fi la Răscăieț și la Șelaru, iar la Vișina vor fi până la 9 grade. Cele mai ridicate temperaturi din partea de sud vor fi înregistrate la Corbimar și la Odobești, unde vor fi 10 grade Celsius. La Târgoviște nu vor fi mai mult de 9 grade. La noapte, cerul va fi acoperit de nori, va ploua și vor fi înregistrate temperaturi de până la 2-3 grade Celsius. Mâine la Câmpul Lung, cerul va fi acoperit de nori, va fi lapoviță și ninsoare, iar termometrele vor indica cel mult 5 grade. Și zilele următoare, vineri și sâmbătă, vor fi zile cu vreme închisă, cu cer acoperit de nori și temperaturi ce nu vor depăși 5 grade vineri și 9 grade sâmbătă. Acestea sunt deocamdată informațiile, ne revedem mâine cu noi date. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează emisiunea Univers Cultural. Vă doresc vizionare plăcută!